2 milioane de români s-au autorecenzat greșit și riscă să fie amendați. Din cele 11 milioane de chestionare completate, în jur de 2 milioane au fost invalidate pentru că au fost completate incorrect sau incomplet. Mara Maier vine chiar acum cu toate informațiile. Mara, bună ziua! Bun găsit! În etapa de autorecenzare, 2 milioane de chestionare, dintre cele 11 milioane de chestionare completate online, au fost invalidate. Oamenii fie au completat acest chestionar incorrect, fie incomplet. Cert este că în acest moment mulți români nu știu că nu figurează în baza de date, deși au primit un e-mail prin care au fost anunțați că în zilele viitoare urmează să primească un recenzor la ușă. Cum pot verifica oamenii acest lucru? Pot intra pe site-ul www.recenzor.ro. Există o categorie și facem referință la verificarea autorecenzării după 7 zile. Oamenii își pot introduce codul numeric personal și pot afla acest lucru. Dacă au efectuat corect autorecenzarea, vor primi o confirmare. În caz contrar, aceștia vor fi anunțați că nu au efectuat-o. Mulțumesc!